Fulger la PSD înaintea Comitetului Executiv al Partidului. Liderii PSD au stabilit că îi vor retrage sprijinul politic lui Tudorel Toader și îi vor cere Vioricăi Dăncilă să-l schimbe din funcție. Potrivit unor surse, în locul lui Toader ar putea fi numit Eugen Nicolicea. Robert Kiș vine cu mai multe informații. Robert, bună dimineața! Ce se întâmplă la această oră? Bun găsit! Din moment în moment ar trebui să se adune liderii partidului în biroul lui Liviu Dragnea, pentru că știm, înainte de fiecare ședință a Comitetului Executiv Național există astfel de discuții. De asemenea, și premierul Viorica Dăncilă, cel mai probabil înainte de ședința CEX, va veni în biroul președintelui PSD. Au fost și până în acest moment lideri care au trecut prin biroul lui Liviu Dragnea, au discutat despre Comitetul Executiv Național și asta pentru că sunt mai multe variante de lucru pe care le au în acest moment socialdemocrații. În funcție de discuțiile din Comitetul Executiv Național, fie vorbim de o remaniere a celor doi miniștri care pleacă la Bruxelles, Rovana Plumb, Natalia Intotero și cel mai probabil a lui Tudorel Toader, pentru că sunt nemulțumiri în interiorul PSD și probabil se va cere retragerea sprijinului politic lui Tudorel Toader. Dacă ministrul va fi de acord, atunci cel mai probabil asta se va face și propunerea pentru un nou ministru al justiției. Sunt vehiculate mai multe nume, printre care Eugen Nicolicea, Șerban Nicolae sau Robert Cazanciuc. Se ia însă în calcul și varianta restructurării guvernamentale. Dacă vorbim de restructurare guvernamentală, atunci este posibil o remaniere mai amplă, adică mai mulți miniștri care să fie schimbați din cabinetul condus de Viorica Dăncilă. Varianta restructurării guvernamentale i-ar avantaja pe socialdemocrați pentru că nu ar mai trece pe la Klaus Iohannis pentru acceptarea propunerilor în viitorul guvern. Atunci s-ar da un vot în Parlament. Deja s-au purtat discuții sau mai degrabă s-a încercat terenul, să spunem așa, cu cei din UDMR. Au discutat despre posibila restructurare guvernamentală și un eventual sprijin al maghiarilor pentru o astfel de situație. Nu s-a tranșat încă nimic și discuțiile nu au fost încheiate. Dacă se va lua în calcul această variantă, probabil vor fi discuții cu UDMR și în perioada următoare. Rămâne de văzut însă ce decizie va lua Comitetul Executiv Național. În funcție de discuțiile de acolo, vedem care este situația la Senat, acolo unde este o moțiune simplă depusă pe numele Ministrului Justiției, amânată deja de 3 ori și care astăzi se află pe ordinea de zi. Dacă din discuțiile CEX rezultă că ministrul Tudorel Toader ar trebui să plece, atunci cel mai probabil parlamentarii puterii, cei din PSD, pentru că cei din ALDE spuneau deja prin vocea lui Călin Popescu-Tăriceanu că nu vor vota moțiunea simplă, cei din PSD cel mai probabil o vor vota și sunt șanse mari ca moțiunea să fie adoptată de plenul Senatului. Soarta lui Tudorel Toader la conducerea Ministerului Justiției ar putea fi tranșată în ședința Comitetului Executiv al PSD. Eu știu provocarea, dar chiar și de ar fi demisie, tot trebuie decretul președintelui de revocare. Deci, reperul fix, obiectiv și juridic este monitorul, este monitorul oficial. Când apare, se eliberează din funcție. Călin Popescu-Tăriceanu a avut o discuție cu Liviu Dragnea, însă subiectul remanierii lui Toader n-ar fi fost atins. Restructurarea guvernului, ați discutat cu domnul Dragnea? Despre modificarea lui Tudorel Toader? Și premierul Viorica Dăncilă a răspuns precaut atunci când a fost întrebată dacă ar accepta remanierea lui Tudorel Toader. Între timp, curg acuzațiile la adresa ministrului Justiției din partea socialdemocraților. Ne uităm pe programul de guvernare, o să vedem destul de puține puncte îndeplinite. La 2 ani de mandat mi se pare extrem de puțin. Veți schimba ministrul Justiției? Opinia mea ține de analiza prin raportare la programul de guvernare și de angajamentele politice asumate. E nevoie de o mai mare supleție a echipei guvernamentale, de o formulă mult mai dinamică. Tudorel Toader a pierdut susținerea PSD și a lui Liviu Dragnea după ce a refuzat posibilitatea modificării codurilor penale prin ordonanțe de urgență.